Niciodată să nu te uiți la desenul tău animat favorit la ora 1 dimineața. Da, băie și fete, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod foarte creepy la mine pe canal. Astăzi, băie și fete, vă voi arăta ceva care cred că o să vă șocheze, pentru că cel puțin pe mine m-a șocat foarte tare. Eu, când eram mic, frațios, și mă uitam la desene pentru o perioadă foarte îndelungată de timp, am avut un desen favorit, fraților. Desenul meu favorit era pe Cartoon Network și se numea Adventure Time. Este gen desenul ăla cu Finn și Jake, toată lumea știe. Ei bine, fraților, am găsit ceva foarte ciudat legătură cu Finn și Jake. Mai exact, băie și fete, am găsit acest joc care se numește The Fear Time și este un joc cu Finn și Jake. Însă ei sunt în varianta horror. Chiar acum l-aveți pe ecran pe Finn, fraților. Vedeți că nu prea arată ca și Finn. Își face cu mâna într-o oglindă. Este un joculeț destul de scurt și o să ne jucăm cu el. O să ne jucăm pe el, fraților, practic, și o să vedem care e treaba. V-am zis, eu m-am uitat, cred că la toate episoadele de Adventure Time. A fost foarte mult timp desenul meu favorit. Însă episodul ăsta cred că l-am ratat. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Și haideți să începem, fraților. Stați două secunde, ok? Hai să dăm play. Let's go, baby! Uitați-vă, fraților! Finn, Jake, uitați-vă și pe ăsta! Mamă, am și uitat cum îl cheamă pe ăla, fraților. Bun, îl chema Dido? Ok, go talk to Dido. Bun, deci, fraților, se pare că am intrat în joc. Nici nu mai știu cum îl cheamă pe împăratul ăla al gheții. Uitați-vă la Finn și Jake, băi, cum arată, bra! Finn, Jake, sunteți ok, mă, frățiorii? Na, hai să-l căutăm pe Dido, fraților. Trebuie să vorbim cu el. Ăla-i Dido. Dido, salut! Abanu. Unde-i Dido, fraților? Breezer. Ok. Mamă, băi și fete, băi, dar și cu camera asta foarte ciudată. Bun, aici nu este nimic. Mamă, mi se pare prea interesant. Have you seen this before? Nu, n-am mai văzut asta până acum. Click! Oh my god! Bă, frate, bă, ce cu jocul ăsta de ciudați? Unde e Dido, bro? Dido, vină-mă aici. Sau Dido sunt ăștia? Nu. Faci, trebuie să găsim pe frățiorul Dido. Aha. Aha. Ok. Mamă, faci, băi, ciudat. Ok, aici nu pot să mă duc. Trebuie să vorbesc cu Dido, bro. Unde-i Dido? Ăla-i Dido. Cred că ăla-i Dido, frate. Fraților, cred că Dido este unul dintre ei. Cred că e Jake. Aha, Jake e. Dido, your room is the snow room and the bedroom is the wooden door. Om, zice că camera mea este camera de zăpadă, iar baia este de la... Da, baia este la ușa asta. Ok, camera mea e camera de zăpadă. Ce caut eu în room? Deja am fost în camera asta, fraților. Camera de zăpadă, ok. Bun. Mamă, mișto. Hopa! S-a închis ușa! Sună telefonul, bro, să răspund? Nu pot să răspundă. Fii de trebuie să mă duc la toaletă acum, ok. Mamă, 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 fraților. Ce s-a întâmplat, frățiorul? I forgot to not use the toilet paper. Și ăsta e Dido. Toți sunt Dido, fraților. Ok. Am uitat să zic să nu folosești hârtia igienică. De ce mai exact? Fraților, de ce să nu folosesc hârtia igienică? Ok. Ok. Bun, hai să mergem la baie. Mamă, băi, vreau ce dai jocul ăsta. Ok, bă, hai, mă duc la baie. Salut, sora mea! Aoleu, băi, sora mea, băi! Pleacă de aici! Băi, fraților, cine a făcut jocul ăsta de ciudați? Ok. Sunt la toaletă. Hai. Aha, m-am pus pe WC-ul. Ia uite-l pe Jake! Ce mai, mă, frățiorul? Nu înțeleg ce zice. Nu înțeleg ce zice, fraților. Nu folosi asta! Frățiorul, nu! Frățiorul, nu! N-am folosit-o, nu? Mamă, cred că am folosit-o. Go sleep now! Du-te acum, mamă, fraților, trebuie să mă duc rapid la culcare. Bă, sper că n-am folosit aia, sper că n-am folosit aia, nu? Hârtie igienică, hai, mă pun să mă culc. Let's go! M-am pus la culcare.
Bravo. Oh my god. Am folosit-o. Bă, ce prost sunt, a zis să nu folosesc. Frațul și-a dat seama că am folosit hârtia igienică. Mamă, s-a enervat. Mamă. Aoleu. Bro, ce s-a întâmplat? Sper că a fost un coșmar. Ce vrea să facă? Faci-o, ce se întâmplă? Faci-o, ce se întâmplă? Ok. Trebuie să mă duc să văd care-i treaba. De ce-i sânge pe jos, fraților? Mama, eu i-am zis că nu i-am folosit hârtia. Sper că nu l-au omorât pe Jake, bro. Lasă-l pe Jake în pace. Uite, un pistol sau... A, nu? Nu e un pistol. Oh my god, e carne. Ăla mănâncă carne. Hai că-mi bag și eu, că mi-e și mie foame, fraților. Ok, de fapt nu bag. Ia să mă duc aici. Aici nu merge ea. Aici nu-i nimica. În camera asta... Bă, nu cred că i-a făcut nimica la Jake, nu? Adică nu, că ia zi, frățioro. Mamă, ăsta tot mănâncă carne, e ciudat, bro. Trebuie să fac ceva, men? Trebuie să bag și eu? Coroana. Ok. Nu știu exact, frățioro, ce trebuie să fac. Să bag niște hârtie igienică? Ok. Dar unde-i Jake? Aaa! Trebuie să prăjesc carnea sau ce? Oh, m-am pus jos, ok. Hai că bag și eu carne, let's go, baby. Come on, come on, we got this, man. Easy. Bro! Cine a murit aici, man? Oh my god, ok. Bănuiesc că trebuie să evadezi. Și... Ah! Jake! Bro, l-a omorât pe Jake și l-a omorât și pe ăla, man! L-a omorât și pe... Cum îl cheamă, bro, pe ăla? Pe... Oh my god! Ah, mălea, uite! No! Pe liderul de gheață! Stânga! A murit! Try again! A murit, fraților! Bă, sper că mă dă de același loc. Așa. În față, la dreapta trebuie să iau. Sau la stânga? Hai la stânga! Dar nu pot la stânga. Băi, fraților, da... Stânga! Fugi, Marius! Fugi, Marius! Stânga, te rog, doamne! No! Dreapta! Ah! Ok! Pleacă, mă, de aici, mă, ciudată. Aici faceți ceva quiz care îmi zice: salut, stupidule, ia din cutie chestia pe care Dido vrea să o aibă, hârtie igienică. A, să o iau? Trebuie să o iau? A, nu, în fine. Hey, stupid, Dido loves the princess of Nafisa? A, și dacă dau greșit, sunt mort, am înțeles, ok. Deci nu trebuie să dau greșit, aveți grijă, faceți-o că o să fie jumpscare-uri. Deci avem așa. Hârtia igienică. A, o iubește pe prințesa Gumiță, chewing gum. Nu, da, așa. What is the best Dido food? Meat. Meat din mijloc. Nice! Come on, baby! Which instrument does Dido play? Chitară, fluier, pian. Fluier. Nice! Mă, bă, merge mintea! What is Dido? Care este scopul lui Dido în viață? Scare and kill people, kill anyone for toilet paper, omoară pe oricine pentru toilet paper. Băi, e prea ușor. A, salut, băi, Dido. Nu știu ce a zis. A! Aici s-a terminat jocul. Bun, fraților, de departe a fost cel mai ciudat joc pe care l-am jucat în viața mea. Adică am înțeles care-i treaba jocului,
Nu trebuia să mă... Cum zice, să folosesc hârtia igienică, dar se pare că am folosit-o și da, a vrut ăsta să mă moare. Foarte ciudat, băieți și fete. Dacă v-am găsit la comentarii, am fost Marusiacu și ne vom revedea cu un episod de noi. Pa, pa!